Bine v-am găsit, prieteni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre negrilică sau chime negru sau Nigella sativa, după numele ei științific. Negrilica este cunoscută de mii de ani pentru proprietățile sale terapeutice. Egiptenii antici o numeau planta care vindecă orice boală, mai puțin moartea. S-au găsit semințe de negrilică inclusiv în mormintele faraonilor, în piramide. Negrilica are numeroase beneficii pentru sănătate și o să enumăr câteva dintre ele. Are efect antioxidant, deci conține antioxidanți care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Are efect antiinflamator. Este cunoscută pentru proprietățile sale antiinflamatorii, fiind utilizată în tratarea diferitelor afecțiuni care implică inflamația. Întărește sistemul imunitar. Are efect împotriva alergiilor. Are efect antibacterian și antiviral, ceea ce face negrilica utilă în tratamentul infecțiilor. Ajută la îmbunătățirea digestiei și poate să fie utilizată în tratarea problemelor digestive, cum ar fi balonarea sau indigestia. Este folosită în medicina tradițională pentru a ameliora simptomele astmului și bronșitei. Studiile au arătat că negrilica poate să ajute la reglarea nivelului de zahăr în sânge. Cea mai eficientă formă de utilizare este uleiul, care se poate folosi ca atare, numai că are un gust neplăcut, de aceea, în cele mai multe cazuri, se încorporează în capsule și se folosește sub această formă, deci ulei de negrilică încapsulat. Cele mai multe efecte sunt produse de o substanță numită timochinonă, dar pe lângă aceasta, negrilica mai conține o serie de alte substanțe foarte active și foarte utile. Timol, acizi graje tip omega-3, omega-6, omega-9, vitamina C, vitamina A, vitamina B, vitamine din complexul B și minerale, calciu, potasiu, fier, zinc. Un efect foarte interesant al negrilicăi este efectul antitumoral. Sunt studii care sunt foarte promițătoare în această direcție. Nu s-au tras încă, nu sunt concluzii definitive, dar eu zic că cine este în această situație, administrarea de negrilică nu este riscantă și merită să încerce. Pe lângă efectele sale antioxidante, antiinflamatorii și de stimularea imunității, care determină un efect antitumoral indirect, aș putea să spun, timochinona are și un efect direct împotriva celulelor canceroase, determinând moartea acestora. Se pare că cea mai eficientă acțiune negrilica o are în cancerul de sân, cancerul de colon și cancerul de pancreas. Chiar eu personal am urmat, după ce am operat de cancerul de prostată, o cură de 6 luni de ulei de negrilică și acum cu această ocazie încep iar o cură de câteva luni. Timochinona are și un efect de protejare a sănătății celulelor nervoase, astfel încât negrilica are efect benefic și în bolile neurodegenerative, cum ar fi de exemplu boala Alzheimer sau boala Parkinson. Astăzi vreau să vă prezint un astfel de produs și vorbesc aici despre acesta, ulei de chime negru, negrilică, de la Aronia Charlottenburg, care este un produs 100% natural, pur și concentrat. Cutia are 90 de capsule, costă 76 de lei, doza recomandată este între 2 și 4 capsule pe zi și cura se recomandă să fie între 3 și 6 luni. Se înghite ușor, pentru că este o capsulă care alunecă ușor. Unde se găsește? Pe site-ul firmei și îl las aici scris pe ecran și o să las un link și în comentarii și de asemenea într-o rețea de peste 400 de magazine partenere, a căror listă o găsiți pe site. Așa deci, eu zic că merită să ții din când în când o cură cu ulei de chime negru sau negrilică de la Aronia Charlottenburg și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!